Comunitatea romă din Oltenia a petrecut în Parcul Tineretului din Craiova o seară de neuitat, având parte de un festin culinar, de povești pe care nu le mai auziseră despre cei mai cunoscuți artiști internaționali de etnie romă, dar și de multă muzică tradițională și nu numai. Caravana culturală Rom pentru România nu este doar despre Florin Salam Țancă, chiar dacă ei sunt niște artiști foarte consacrat pentru noi și iată că în cele 25 de evenimente pe care le avem, oamenii se adună și ascultă o muzică bună și noi avem ocazia să prezentăm cu adevărat cultura și tradiția noastră. Caravana culturală Rom pentru România a fost concepută de către Partida Romilor, o idee venită de la domnul președinte Nicolae Păun și urmează în perioada următoare să ne deplasăm și în celelalte orașe. Caravana culturală a romilor, așa cum ne-a plăcut nouă să spunem, începând de la domnul Nicolae Păun, președintele Partidului Rom la nivel național, această caravană nu face altceva decât să unească absolut pe oricine, indiferent de naționalitate. Cred că acest program pe care l-am inițiat la nivel național a dat randament. S-au unit legendele, așa s-a numit concertul care a antrenat la oaltă o mulțime de oameni, atmosfera fiind una relaxantă și de voie bună. Concluzia este una singură, muzica unește. Facem parte din legende pentru că spunea s-au unit legendele. M-am gândit la acest titlu pentru că m-am gândit în acest turneu, avem 25 de orașe, am făcut 12, mai avem 13. Sper să fie cu noroc 13 ăsta, să nu fie cel mai frumos, să fie la Craiova. Și m-am gândit, băi, din generația veche, cine e cel mai iubit la țigani? Florin Salam. Și din generația nouă, Țancă Uraganul. Și am gândit să fac acest turneu care am avut succes. Cel mai puțin am avut 15.000 de oameni la Făgăraș, dar în rest 20-30.000 de oameni la Oradea, 40.000 la Timișoara. Mă mândresc cu etnia cu care m-am născut, da? Reprezint țiganii în cel mai frumos mod și din sufletul meu, pentru că țiganii au un sânge pe oriunde, peste tot în lume, muzica, tot ce înseamnă artă și cultură, da? Chiar dacă ei sunt într-o situație de austeritate sau nu, da? Ei cântă, dansează, indiferent de situație. Acest eveniment, organizat de Partida Romilor Pro Europa, a adus împreună legendele muzicii rome, fiind destinat tuturor celor care au dorit să se bucure de o seară plină de energie, muzică și distracție. Turnul Măgurele am venit, domnul Romeo ne-a invitat pentru Partida Romilor, am venit cu cea mai mare plăcere, mulțumim domnului Romeo că ne-a invitat și să petrecem frumos, să ne distrăm frumos. Care este preferatul tău? Preferatul nostru este Țancă pentru că este din familie, este cumnat cu noi. Am venit aici cu plăcere, cu copiii, cu toată familia, cu soțul. Să ne plimbăm, că am văzut că ați făcut foarte frumos aici, ne-ați făcut spectacol foarte frumos. Mi se pare un eveniment interesant, am venit pentru artiști în special. Mi se pare că este primul an când se organizează acest festival în Craiova și ne bucurăm să participăm la acest festival. Accesul la eveniment a fost gratuit, iar organizatorii au asigurat o atmosferă prietenoasă și sigură pentru toți participanții. Comunitatea romă și-a propus astfel să promoveze cultura romă și să aducă împreună oameni de toate vârstele pentru a celebra diversitatea și tradițiile comune.